Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe canalul de YouTube Stars Tarot. De această dată m-am gândit să vin în fața dumneavoastră cu trei etalări de tarot despre o întrebare, și anume, dacă sunteți destinați să fiți împreună cu persoana la care voi vă gândiți, puteți să alegeți și două numere dacă sunteți între două persoane și nu știți pe cine să alegeți. Sau dacă ați rămas cu gândul la o persoană din trecut, știu eu, și vreți să vedeți dacă totuși sunteți destinați să vă reîntâlniți vreodată, așa cum simțiți, fix așa faceți, puteți să ascultați și toate cele trei numere și să vedeți care variantă vi se potrivește mai bine. Și avem varianta numărul 1, piatra roz, varianta numărul 2, piatra verde, varianta numărul 3, piatra galbenă, și o să vă rog să alegeți intuitiv. Dacă sunteți între două numere, alegeți-le pe amândouă. Dacă nu vă puteți decide, ascultați toate cele trei variante. Și acestea fiind spuse, vă invit să căutați acolo timpii pentru fiecare număr în parte și ne vedem cu drag la citirea aleasă de voi sau la citirile alese de voi. Bine ați revenit, dragii mei, cei cu piatra roz, e și pisica aici cu noi. Hai să vedem așadar dacă voi sunteți destinați să fiți împreună cu această persoană. Hai să vedem ce s-a petrecut în trecut, ce s-a întâmplat aici pentru cei care există în trecut. Wow. Văd aici că cineva a abandonat o relație. Poate această persoană a abandonat relația sau voi sunteți cei care ați plecat din această relație, din această poveste. Ați zburat, pur și simplu. Posibil să vă fi făcut tot felul de oferte această persoană și nu s-a ținut de ele. Pe de o parte v-a fost alături, pe de altă parte a ales să plece, a ales să abandoneze relația. Sunteți într-o perioadă de studiu, sunteți într-o perioadă în care studiați iubirea, o perioadă în care poate vă mai uitați puțin spre trecut. Și văd aici că poate relația a început într-un moment de singurătate pentru voi, într-un moment în care poate erați concentrați pe zona spirituală, poate erați într-un moment de transformări în viața voastră. Pentru alții, poate era o perioadă în care aveați niște probleme de sănătate. Sau făceați drumuri care țin de zona aceasta vindecării, de zona medicală pentru alții. Poate fi o relație care la început a fost la distanță și nu vă întâlneați foarte mult fizic. Hai să vedem mai departe. Dragilor, hai să vedem. Soarele, voi sunteți destinați să fiți împreună. Voi sunteți suflete gemene. Sunteți semănați foarte bine și pur și simplu, dacă vreți, soarele reprezintă și cartea prieteniei. Între voi posibil să fi avut de învățat foarte mult ideea aceasta de prietenie, ideea de colaborare și voi aici sunteți destinați să fiți împreună cu această persoană sau ați fost destinați ca să fiți împreună. Relația nu a fost așa cu una, cu două și tocmai ați fost ca să înțelegeți ce înseamnă o prietenie, să înțelegeți ce înseamnă să fii alături de o persoană atunci când are nevoie, chiar dacă relația nu a fost foarte bună sau nu este una bună. Totuși văd un succes foarte mare, un copil, iarăși, pe care îl puteți avea cu această persoană. Poate un copil v-a făcut cunoștință sau o persoană mai tânără. Văd aici că ori sunteți într-o relație oficială, ori sunteți într-o relație de prietenie momentan, unii dintre voi. Posibil și acest lucru, eu nu spun nu. Văd foarte multă pasiune între voi și o dorință de a experimenta tot felul de lucruri, de a sparge tot felul de bariere. Parcă ori voi, ori cealaltă persoană, deci, sau împreună, vă doriți atât de mult această relație încât sunteți dispuși să rupeți legături, sunteți dispuși să dărâmați tot felul de lucruri vechi. Văd aici iarăși că unii dintre voi posibil să fi avut tot felul de, sau să aveți, depinde, de activități
care țin de sport, ieșiri în natură, știu eu. Văd multă conversație, văd multă pasiune în această relație și da, sunteți destinați să fiți împreună sau ați fost destinați să fiți împreună. Poate nu a fost o relație stabilă, poate a fost o relație cu multă distracție, cu multă pasiune. Ia să vedem mai departe. Ați trecut prin perioade grele sau încă treceți printr-o perioadă grea, poate unii nu mai sunteți împreună și sau poate s-a mai stins puțin din acest foc datorită problemelor care au apărut, probabil o lipsă a comunicării, aici văd o lipsă a comunicării din partea cuiva, într-o perioadă în care au fost foarte mari probleme în relație sau în general vorbind. Totuși, roata destinului aici îmi spune că poate ar fi cazul să comunicați cu această persoană și să lămuriți odată pentru totdeauna toată situația, pentru cei care nu mai comunicați. Nu văd în următoarea perioadă ca relația să continue sau să vă împăcați. Asta dacă sunteți despărțiți. Dacă sunteți într-o relație, să știți că vă puteți închega mult mai mult acest parteneriat, da, această relație, printr-o perioadă în care lucrurile vor fi destul de apăsătoare, atât pentru voi cât și pentru această persoană. Da? Relația se poate închega. Dar pentru cei care sunteți despărțiți, aici văd totuși că ați putea să rămâneți prieteni și că ăsta a fost destinul vostru. De asta ați fost destinat sau destinată să vă întâlniți cu această persoană. Foarte interesant. Și văd o soluție, da, pe care o găsiți aici. Vreau să clarificăm puțin soarele. Poate ați fost ca doi copii sau încă sunteți ca doi copii. O iubire așa mai copilărească văd aici, dar probabil aici v-ați fi înțeles foarte bine și ca prieteni. Da? Văd că cineva a fost rigid sau este rigidă în toată această poveste, cineva care nu vrea să renunțe la relație. Poate, da, și discutăm despre mult respect aici pe care îl văd între voi și această persoană. Sau cel puțin respect care a fost, multe conversații, multe răscruci de drumuri fața cărora ați fost puși. Bun, dragilor, aceasta este citirea voastră pentru cei care ați ales piatra roz. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare și vă invit cu drag să mai alegeți un număr dacă simțiți nevoia. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Haideți să vedem dacă sunteți destinați să fiți împreună cu această persoană la care voi vă gândiți. Aici cred că este vorba de o iubire mai platonică sau o iubire în care s-au spus tot felul de cuvinte frumoase, de laudă, de apreciere, poate chiar așa au început lucrurile. Posibil un copil să vă fi unit aici, dar pentru alții văd că ați avut parte și de perioade de ceartă, perioade de împăcare, poate a mai fost o persoană aici în peisaj, poate a fost o relație de trio, iarăși pentru alții dintre voi. Poate au fost și niște neînțelegeri cu niște persoane mai tinere pentru unii. Da? Wow, la voi a ieșit din prima, la baza pachetului, magicianul. Și asta înseamnă, dragilor, că această persoană a fost destinată să se întâlnească împreună cu voi. Sau voi ați fost destinați tocmai pentru a vă oferi un element de stabilitate, un element de siguranță în propria persoană. Asta vă lipsea vouă. Haideți să vedem mai departe. Poate ați făcut drumuri împreună,
Poate ați lucrat împreună sau lucrați împreună pentru alții, dar poate fi și o relație la drum sau ați cunoscut această persoană la locul de muncă. Oricum ar fi, văd că v-a făcut foarte mult să vă schimbați părerea despre viață, v-a făcut să vă reîncăpătați încrederea în dumneavoastră, mai ales dacă sunteți femeie. Dacă sunteți bărbat, această persoană pur și simplu v-a arătat o altă față a realității, v-a arătat altceva față de cum știați voi. Mai vreau cărți. Bun, Luna a ieșit aici. Clar, este o arcană majoră, este o carte de destin. Sunteți și voi destinați să fiți împreună. Însă poate fi o relație mai secretă, mai discretă. Poate discutăm despre o karmă mai puțin pozitivă aici. Poate au fost întâlniri sau sunt întâlniri la o vreme de seară sau în locuri mai ascunse. Și iarăși, foarte interesant, deci această persoană este destinată să fie cu dumneavoastră tocmai pentru a vă schimba imaginea, iarăși se repetă mesajul, deci pentru a vă schimba vouă imaginea asupra banilor, asupra modului în care arătați, poate această persoană v-a determinat printr-o situație pozitivă sau negativă, depinde de fiecare, să aveți mai multă grijă de voi, să înțelegeți cu adevărat ce înseamnă banii, să găsiți modalități pentru a face bani, pentru a face afaceri sau v-a ambiționat această persoană să aveți mult mai multă grijă de dumneavoastră aici, văd foarte intens. Totuși, în multe cazuri, văd că poate fi o relație de trio sau cineva la un moment dat a mai avut pe altcineva sau încă sunteți în această poveste. Totuși, văd că e o persoană care a atentat la banii voștri sau v-a spus ceva de genul că vrea banii voștri sau știu eu. Și pentru voi văd că urmează o perioadă aglomerată, asta dacă n-ați avut-o deja în relație, în care lucrurile, e adevărat, se pot termina, însă e o perioadă parcă de distanță, parcă o pauză. Posibil această persoană să aștepte să se împace cu voi. Da? Wow. Dacă sunteți despărțiți, posibil să dorească să reia legătura, dar dacă sunteți încă într-o relație, atunci să știți că urmează o perioadă de așteptare, o perioadă mai aglomerată, în care e ca și cum trebuie să găsiți un numitor comun, deci un punct comun, să găsiți un echilibru, o soluție, iarăși. Dar, repet, pentru cei care sunteți despărțiți, posibil să reluați legătura sau să vă revedeți vreodată în această viață, însă nu foarte curând, adică mai durează din momentul în care vedeți voi citirea. Vreau să clarific Luna aici, posibil, cine știe, această persoană să fie avut un rol aparte când vine vorba de zona aceasta spirituală, de rolul vostru ca mamă, de ce nu? Posibil și acest lucru. Da? Văd aici o călătorie îndepărtată, poate această persoană a plecat sau făcea drumuri îndepărtate, poate ați avut o experiență aparte la o vreme de seară împreună cu această persoană care v-a schimbat foarte mult imaginea asupra vieții, asupra lumii. Și asta este foarte interesant aici la voi. Mai vreau o carte. Și văd aici o persoană fidelă totuși, o persoană care v-a fost alături. Poate trebuia să și învățați, așa cum am spus, zona aceasta practică. Dar aici cred că a fost o relație ascunsă sau încă este o relație ascunsă, depinde de fiecare. În care văd că v-ați despărțit sau ați făcut un drum undeva ascuns și de acolo lucrurile s-au schimbat la 180 de grade, aici văd. Da? Și tocmai pentru că trebuia să vă întâlniți cu această persoană ca să ajungeți în locul respectiv, să cunoașteți persoanele respective sau să aveți experiența pentru a vă schimba foarte mult. Aici posibil unii să fiți deja despărțiți sau să treceți printr-o perioadă destul de dificilă, care ține de o distanță, care ține de o relație ascunsă, de niște probleme financiare, cine știe. Dragilor, aceasta a fost citirea voastră pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți.
să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri. Puteți să mai alegeți încă un număr dacă voi simțiți nevoia. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Haideți să vedem dacă sunteți destinați să fiți împreună. Sau dacă ați fost destinați să vă întâlniți. Hai să vedem. Cred că totul a început într-o joacă aici. Totul a început într-o joacă. Poate totul a început cu o discuție despre un copil. Totul a început aici, poate într-o relație de trio, poate într-o situație sau într-o vreme în care voi trebuia să vă împărțiți într-un mod egal, între două relații, două locuri de muncă, două situații. Ați fost foarte mult puși pe gânduri de această persoană și chiar împreună posibil să fi meditat, să fi analizat lucrurile profund, să vă fi relaxat împreună, însă într-un mod copilăresc, într-un mod special. Poate cine știe, pentru alții, această persoană văd că a încercat foarte mult să vă convingă pentru a-i fi alături, pentru a fi în viața lui sau în viața ei. Totuși, văd că începutul relației, cel puțin, a fost sau este destul de frumos, adică cu multe iluzii, cu tendințe de a evada din spațiul acesta fizic, de a medita sau știu eu alte metode. Iarăși, văd foarte multă încredere da, în această persoană când vine vorba de iubirea care vă poartă sau iubirea care vă purta. Tot acest 7 de bâte vă poate spune și de o încredere mai mare pe care o puteți avea în propria persoană sau pe care ați avut-o în propria persoană. Ia să vedem. Wow, dragilor, aici este o arcană majoră și la voi, deci clar aici este un destin împreună. În schimb, e un destin în care ori voi trebuie să eliberați această persoană dintr-un viciu, dintr-o situație, ori pur și simplu trebuie să învățați voi să nu mai manipulați sau să nu încercați neapărat să manipulați, să nu încercați să, mă rog, să fiți deschiși la noutăți, pentru că asta văd că nu sunteți, sau să scoateți cealaltă persoană dintr-o situație mai puțin plăcută. Dintr-o teamă, dintr-o relație toxică, iarăși pentru alții dintre voi. Ăsta e destinul vostru, de asta v-ați întâlnit. Văd aici foarte multe emoții, foarte multă pasiune, o relație destul de profundă, destul de apăsătoare. Poate ați cunoscut această persoană într-o perioadă în care el sau ea a avut probleme și poate încă le are pentru unii dintre voi. Poate cine știe, probleme care țin și de zona aceasta a lichidelor. Posibil și acest aspect. Ia să vedem. Sau a substanțelor, nu știu. Au sărit mai multe cărți, le voi lua pe toate. Văd aici că e posibil să fi trecut printr-o perioadă destul de apăsătoare, o perioadă care v-a stresat destul de mult. Poate cine știe, unii ați trecut printr-o despărțire sau această persoană a trecut printr-o perioadă dureroasă, ați ajutat această persoană să afle niște informații foarte prețioase, să facă un spionaj sau ceva de genul acesta și văd că ați reușit să eliberați această persoană sau sunteți pe cale de a o face. Însă și voi aici trebuie să învățați ideea aceasta de a nu mai ține cu dinții de ceva, de a nu încerca să mai controlați totul, pentru că nu vă ajută, dragilor. Totuși văd aici și un nou început. Posibil ca după această perioadă, dacă ați trăit-o deja, e bine. Dacă nu, urmează să o trăiți și uitați ce eliberare frumoasă vine. Relația în sfârșit devine pură, devine frumoasă. Pentru unii văd un posibil copil, poate fi o fată. Dar totuși văd și tot felul de declarații, de dragoste, cuvinte foarte frumoase. Deci relația aici poate continua dacă treceți de acest impas sau poate ați trecut deja. Văd o mutare împreună aici și această persoană
chiar a venit să vă facă, să vă apreciați mai mult, să faceți mișcare, de ce nu? Poate nu doreați, da? Nu erați deschiși. Hai să vedem totuși despre ce este vorba. Totuși văd o relație în care atracția e la cote maxime. La cote maxime. Wow! Atât voi cât și cealaltă persoană, ambii aveți de învățat să lăsați lucrurile să curgă de la sine, să lăsați lucrurile să se miște, dragilor. Să vă folosiți informația pe care o aveți pentru a înțelege faptul că totul este efemer pe această lume, totul vine și pleacă în egală măsură. Poate ați învățat lucruri importante din această relație sau urmează să le învățați. Unii posibil să fi crescut foarte mult din punct de vedere intelectual sau să fi crescut foarte mult voi ca și informații atunci când ați cunoscut această persoană. Și să știți că voi v-ați întâlnit tocmai pentru a crește din punct de vedere spiritual împreună, tocmai pentru a vă recăpăta încrederea în forțele proprii. Și pentru cei mai mulți dintre voi, eu tind să cred că voi ați venit în viața acestei persoane tocmai pentru a-l ajuta sau pentru a o ajuta să se elibereze dintr-o situație toxică. Și posibil ca acest final să se fi petrecut în urma unui drum îndepărtat pe care cineva l-a făcut. Și ia uitați, la baza pachetului aveți cartea norocului. Deci e o relație norocoasă aici. Însă au fost și dușmani, sunt dușmani, dar aceștia vor pleca, văd aici. Undeva, într-o perioadă în care e cald sau într-un loc unde e mai cald. Depinde de fiecare. Bun, dragilor, aceasta a fost citirea voastră pentru cei de la numărul 3, cei care ați ales piatra galbenă. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, iar dacă voi considerați să mai ascultați încă un număr, vă aștept cu mare, mare drag. Să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată. Dragilor, acestea au fost citirile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu, să distribuiți aceste videoclipuri persoanelor apropiate vouă, că poate găsesc și ele mesaje importante aici, în aceste 3 citiri. Vă îmbrățișez încă o dată și vă doresc o seară sau o zi binecuvântată!